Bună tuturor și bine ați venit la un nou haul de cumpărături la Lidl. Astea sunt cumpărăturile pe care eu le-am făcut astăzi când filmez, adică în data de 9 septembrie. Este luni astăzi, voi probabil o să vedeți acest video doar joi. Vreau să vă arăt ce am cumpărat. Am pus titlul cumpărături de toamnă, aprovizionarea de toamnă, pentru că am cumpărat câteva lucruri pentru iarnă, murături mai exact. În toamna asta nu intenționez să pun nicio murătură, în fiecare an am pus castraveți și iarna trecută nu i-am mâncat, așa că anul acesta o să sar. Vreau să vă arăt ce am cumpărat și să vă spun ce intenționez să mai fac de mâncare, poate vă dau și vouă niște idei. Ca de obicei, am înșirat toate articolele pe blatul din bucătărie și o să le iau la rând. Pe toate aceste cumpărături, pe tot ceea ce vedeți aici în față, am dat aproape 180 de lei, 179 de lei, 178 și ceva. Și o să încep, ca de obicei, cu produsele congelate. O să încep cu această înghețată pe care am desfăcut-o deja, pentru că am mâncat un cornet. Și am mâncat deja o înghețată pentru că încă este foarte cald afară, încă nu a trecut vara. Sunt 6 cornete de înghețată. Vă spun sincer că mă așteptam să fie mai bună această înghețată care este împărțită în 3, înghețată de zmeură, lime și iaurt. O să desfac un cornet ca să vedeți cum arată. Poate vă tentează și pe voi. Așa arată, deci de asta spun că este împărțit în 3. Înghețata este de 3 feluri în același cornet, dar vă spun, nu m-a dat pe spate. Data viitoare o să-mi cumpăr înghețată de caramel sărat, care îmi place mult mai mult. Tot la capitolul de produse congelate, am luat un pachet mare de 500 de grame de afine. Afine de cultură, spune că sunt, asta înseamnă că sunt cu un diametru mai mare decât afinele de pădure, dar nici nu sunt la fel de aromate. Le-am luat și ca să le folosesc în smoothie-uri, pentru că îmi place să beau câte un smoothie din când în când, dar intenționez cu cea mai mare parte din ele, deci vreo 350-400 de grame, vreau să fac o tartă. Am rețeta de tartă cu mere pe care am făcut-o anul trecut cu aluat cumpărat tot din Lidl. De data asta însă nu am găsit aluat. E adevărat că s-a reorganizat magazinul de aici din Turda și toate raioanele s-au modificat, nu mai au aceeași ordine, nu mai au aceeași plasament în cadrul magazinului și destul de greu mă descurc până o să mă obișnuiesc, dar am găsit locul în care era aluatul necongelat, aluatul refrigerat și nu era decât aluat de pizza, nu era aluat de plăcintă, așa că probabil o să mai aștept sau o să caut într-un alt magazin. Apoi am luat de la brandul Freșona o pungă de legume congelate cu care o să fac o tikka masala. Tikka masala este un fel de tocăniță, i-aș spune, o tocăniță indiană, are niște condimente specific indiene care se pun în acest, în sosul pentru tikka masala. Tikka masala se face de obicei cu carne de pui, însă intenționez să fac o tikka masala doar cu legume, deci fără carne. Aș fi cumpărat legume proaspete, dar foarte prost stăteau cei de la Lidl astăzi la acest capitol, la capitolul de legume proaspete. Chiar am vrut să cumpăr niște morcovi ca să fac și o supă, pentru că nu am mai făcut supă din aprilie, cred. Toată vara m-am maxat pe salate și pe mâncăruri mai ușoare și nu erau morcovi decât în pungi de 1 kg și pe urmă am văzut niște morcovi la pungi de 200 de grame, morcovi bio, e adevărat, care costau 5 lei. Deci o pungă de 200 de grame costa 5 lei. Asta înseamnă kilogramul 25 de lei. Apoi chiar să dau 25 de lei pe 1 kg de morcovi? În niciun caz. Și ca să scap de lucrurile pe care trebuie să le bag repede în frigider, respectiv în congelator, o să vă arăt și pieptul de pui. Mereu iau piept de pui dezosat, fără piele și feliat, gata pentru șnițele. Mi se pare atât de comod,
să am carnea gata, feliată pentru șnițele, nici măcar nu mai trebuie să bat șnițelele, pentru că este foarte fin, foarte subțire tăiată carnea. Un pachet din ăsta are 400 de grame și ca să fac șnițele din 400 de grame am nevoie de 2 ouă. Deci din pieptul acesta de pui o să fac niște șnițele. De data asta am cumpărat și câteva alimente de bază, toate mi s-au terminat deodată. Am cumpărat o pungă de 1 kg de orez, orez colosal, sper să fie într-adevăr colosal. Am cumpărat o pungă de făină albă și făina mi s-a terminat și am mai cumpărat o sticlă de ulei, ulei de floarea soarelui, bun la toate, ulei spornic. Ar fi trebuit să mai cumpăr și mălai, pentru că și mălaiul mi s-a terminat, însă la Lidl nu era mălai din acela care fierbe în 3 minute, adică poți să faci mămăliga în 3 minute, nu știu exact cum se numește, cred că este un mălai prefiert sau ceva de genul ăsta și am zis că o să cumpăr din alt magazin. Să vă arăt așadar cum m-am pregătit pentru iarnă cu murăturile. Am luat un borcan de castraveți murați. I-am luat în special ca să am pentru salata băf, în caz că vreau să fac salata băf, să fiu pregătită în orice moment și dacă desfac borcanul și îl țin în frigider, aceștia nu se strică. Nu chiar sunt pe gustul meu castraveții în oțet, dar pentru salata băf în special i-am luat. Preferata mea, preferata dintre murăturile care se găsesc în comerț este sfecla roșie. Și am luat 2 borcane de sfeclă roșie. La Lidl există de la brandul Freșona și sfeclă tăiată în fâșii și sfeclă tăiată rondele. Parcă asta îmi place mai mult, dar pentru că nu este suficient de iute, suficient de condimentată, mie îmi place să o amestec cu hrean. Așa că am luat și un borcanel de hrean și pot să îmi pun hrean după gustul meu, adică foarte mult. Îmi place să fie așa iute. Și pe urmă am mai luat un borcan din acesta mic de ardei copți, practic sunt. Sunt niște ardei mai micuți, dar au gustul de ardei copți, foarte, foarte bun sunt și până o să apară din nou la Kaufland ardei aceia copți congelați, de la un brand care se numește Piramida, parcă. Sunt niște ardei copți și curățați, congelați, fără niciun fel de adaos, deci trebuie să le faci tu zeama aceea în care să îi pui și sunt extraordinar de buni. Nici nu merită să mai coci acasă și să pui toamna la congelator, pentru că sunt exact ca și cei de casă. Dar deocamdată nu se găsesc la Kaufland, pentru că eu de acolo am cumpărat de câteva ori, acum peste vară au dispărut. Am luat și o conservă de năut, o să pun niște năut la tikka masala și probabil că din rest, pentru că nu o să pun toate boabele astea de năut, cantitățile de mâncare pe care le fac eu sunt destul de mici pentru că la ora actuală sunt singură și gătesc pentru o singură persoană, deci nu este nevoie să folosesc cantități foarte mari. Deci o parte din năut o să îl pun la tikka masala și din restul o să fac un hummus. Am luat și 2 borcanele de iaurt, unt nu am luat pentru că unt mai aveam și ce am mai luat de la lactate. Da, de la lactate am mai luat și un pachet de mozzarella cu care o să fac fie o salată grecească, dar cred că o să sar peste salata grecească pentru că am mâncat foarte mult în ultima vreme făcută cu telemea și parcă aș mai schimba. Probabil că o să fac o mămăligă cu brânză și o să pun mozzarella. Și o altă brânză pe care am luat-o este aceasta tăiată în cubulețe, în ulei de rapiță cu chili. Zice că este soft, adică nu este foarte iute. Oricum, brânza asta, dacă stă într-un ulei condimentat, devine atât de bună. Iar uleiul care rămâne îl folosesc fie la salate, fie la paste. Deci, în niciun caz nu se aruncă, pentru că se poate utiliza în foarte multe feluri de mâncare și este deja foarte aromat. Dă un gust bun tuturor mâncărilor, dar probabil că o să-l folosesc la paste pentru că intenționez să fac și niște paste. Și tot în ideea de a face paste mi-am luat și niște sos tomat.
La Lidl săptămâna asta este săptămâna spaniolă sau iberică. De fapt, săptămâna iberică, pentru că am văzut că au și produse, nu doar produse spaniole, au și produse din Portugalia. Deci este săptămâna iberică. Și am luat sosul acesta de roșii, nu mai bun pentru paste, nu mai bun pentru o singură porție de paste, pentru că, vedeți, sunt trei cutii din astea mici, fiecare cutie are câte 200 de grame, deci de 3 ori o să îmi pot face paste cu acest sos care are deja adăugat ceapă și usturoi. Nu l-am încercat până acum, l-am mai văzut în Lidl, dar nu am cumpărat niciodată. Și fiind săptămâna spaniolă, nu am putut să nu iau niște chorizo. Am văzut că este de două feluri, unul care este extra spicy, deci probabil iute. Ăsta special l-am luat pentru mine pentru că îmi plac mâncărurile foarte picante, dar îmi place și dacă nu este picant. Am văzut că are un termen de valabilitate destul de lung, adică până în 5 februarie 2025. Nu mă grăbește nimeni să îl mănânc, așa că o să stea probabil mult și bine în frigider. Pe ăsta cu siguranță o să îl încep pentru că sunt curioasă cum este. Și am mai luat și niște tapas de chorizo, adică tot un cârnaz din ăsta, dar gata feliat, niște feliuțe așa micuțe, subțiri. L-am luat în ideea că mai vine Cristian pe la mine și știu că îi place foarte mult și în general refuză mâncarea gătită atunci când vine la mine și vrea întotdeauna sandwich-uri sau lucruri din astea așa reci care se fac foarte ușor, se pregătesc foarte ușor și lui îi plac foarte mult. Deci ăsta în special pentru Cristian l-am luat. Și ce am mai luat de la săptămâna iberică? Am mai luat niște smochine. Mini smochine. Văd că într-adevăr sunt mici, sunt smochine deshidratate. Îmi plac atât de mult smochinele și de mult nu am mai văzut. O să le desfac și o să văd cum sunt și dacă sunt într-adevăr așa cum îi imaginez eu și așa cum sper să fie de bune. Mâine o să mă duc și o să mai cumpăr un pachet. Parcă 10 lei a fost un pachet din ăsta de 250 de grame, 9 lei și 99 dacă bine țin minte. Și ultimul lucru pe care o să vi-l arăt, ultimul lucru pe care l-am luat este un desert. Sunt aceste napolitane cu alune și cu ciocolată. Sunt foarte bune, dar chiar foarte, foarte bune, sau cel puțin mie îmi plac foarte mult. Așa arată o napolitană. Din astea obișnuiam să îmi duc la serviciu atunci când lucram. Îmi luam câte un set din ăsta de 10. De data asta parcă sunt 12, parcă au fost 10 plus 2 gratis. Îmi luam câte un pachet din ăsta de napolitane și în fiecare zi ronțăiam câte una lângă cafea. Deci asta cred că este ultimul lucru pe care vi-l arăt astăzi și da, acesta a fost videoul de astăzi, acestea au fost cumpărăturile mele de la Lidl. Sper că v-a plăcut videoul meu, sper că v-am inspirat și v-am dat idei ce să mai faceți de mâncare. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!